Salutare! O să vă prezint unul din cele două adăposturi ale mele de iepuri, doar berbec german, agutii și grifier. Am aici doi masculași de grifier. Au cam două luni jumate. Mai sperioși. Bun pe plană. Aici am igienizat o cușcă, am vândut o femelă matură zilele astea și pregătim pentru alți pui care o să fie înțărcați. Aici am o femelă cu 5 pui la vreo 3 săptămâni și ceva. Am încălzit afară și dau la o parte paile ca să stea pe scândura direct. Aici am o femelă cu 5 pui. Și ăștia au tot vreo 3 săptămâni. Aici sus am o femelă la vreo 6 luni. În călduri. Deja au început să răscolească tot. Bună, compactă. Aici am un masculaș. Răscolesc paile. Și dă-i nervosule. Are vreo 3 luni jumate. Cam așa, merge spre 4 luni. Aici sus am o femeluță. Bună pe blană. Tot vreo 3 luni jumate. Pui dintr-un mascul care am adus din Slovacia. Aici am o femelă cu niște pui care au aproape 2 luni. Femeala foarte blândă. Trebuie să înțarc pui zilele astea. Doi aguti, doi grifier, două perechi. Aici am o femeală matură de grifier, bună blană, masivă, compactă, bună și pe urechi, urechi lată. Femeală de 8 kg mare. Tocmai ce am înțărcat puii de vreo săptămână. Aici e o femeluță din femela asta. De grifier. La vreo 2 luni jumate.
Aici am o femelă cu 4 pui. Sunt la vreo 3 săptămâni și ei. Am 3 grifier și un aguti. Uite-l. Somnorosul. Aici am o femelă cu niște pui mai mici și cred că au vreo 2 săptămâni. 5 pui mai mici. Femelă de aguti foarte bună pe blană. Purandei. Bebeluși. Așa, deci asta e adăpostul pentru femele cu pui, în principal. Mai am și ceva tineret acum, dar o să-i scot de aici. Scuștile mai mari de 1 metru pe 90. Pentru femele adulte cu pui. Și din coace am cuștile pentru tineret. 75 pe 75. Aici sus am o femelă, vreo 3 luni și jumate. De grifier. Culoare bună. Aici am o femelă de aguti. Are cam 5 luni. O blană bună, scurtă, înăpârlire acum. Bună, compactă femelă și lungă chiar. Să fie de lucru pentru la toamnă. Prima serie de toamnă. Aici am un mascul de grifier. Culoare bună și blană. Are cam 5 luni jumate. Bună, scurtă. Aici am o femelă de grifier. Bună, foarte bună pe blană. O blană de excepție chiar. De top. Ceva bun. Bună și pe ureche, o să facă și corp, are în jur de 5 luni jumate, să fie la fel de lucru pentru prima serie de toamnă. Aici am o femeluță de aproximativ 3 luni jumătate. Paile la o parte ca să stea pe scândură, că le cald. Femelă bună, cu o blană bună, urechi, în dezvoltare. Aici sus am un mascul, tot la 3 luni jumătate, care e nervos. Ești nervos, Georgel? O ureche bună.
3 luni jumate mare de mâncat mălai până la toamnă. Aici am o altă femeluță, soră cu una dinainte, bună și ea, mai fricoasă. Trei luni jumate, femeluță. Aici sus am o femelă de ianuarie, a 5 luni și jumate, bună pe blană. La fel de lucru, în prima serie de toamnă, bună femelă. Aici am un mascul, la fel bun. Ai frate cu femela de sus, de 5 luni jumate de ianuarie, bun pe blană, mai fricos. Să-l scoatem pe masă, mai acuș. Am vedea la toamnă ce-o fi. Aici avem un mascul de grifier, 3 luni jumate. În dezvoltare. Aici avem un mascul de aproape 5 luni. Cu o blană foarte bună. Foarte bun pe blană. Blană scurtă, deasă. 5 luni și ceva. Să fie de lucru la toamnă. Aici avem un alt mascul de grifier. Are cam 6 luni în apărlire. Lung. Bun. De lucru pentru la toamnă. Da. Deci asta e unul din cele două adăposturi ale mele. Acum scoatem unul și pe masă. Un mascul de 3 luni jumate. Mascul bun pe blană. Majoritatea care am oprit pentru matcă-s buni sau foarte buni pe blană. Asta are și o ureche bună. Tinerel, 3 luni jumate, are timp să facă. Până la toamnă o să pună pe el. Un masculaj bun, după părerea mea, cu o dezvoltare foarte bună. Și vom vedea în continuare ce-o fi cu el peste vară.